Bună ziua, dragi beneficiari, dragi invitați, oaspeți, tineri, parteneri. Noi vă salutăm astăzi de la casa noastră, America House, care a binevoit astăzi să ne găzduiască la fel de primitor ca întotdeauna, cu sesiunile noastre live, desfășurate în cadrul proiectului Get Adaptable, un proiect finanțat de către Ambasada Statelor Unite ale Americii, menit să ajute tinerii antreprenori, tinerii specialiști să se integreze mai ușor în context post-pandemic. La fel cum v-ați obișnuit, noi suntem alături, începând cu luna decembrie, cu diverse sesiuni de training pentru tinerii din Republica Moldova care își doresc o afacere de succes, care doresc să fie inovativi și venim să-i ajutăm să depășească anumite riscuri, anumite obstacole, să-i învățăm cum să pășească ferm în lumea afacerilor. Aici avem o echipă, echipa proiectului Get Adaptable, care în perioada decembrie-aprilie a venit cu sesiuni de training pe diferite domenii. Dezvoltare personală, antreprenoriat, IT, servicii de consultanță, negocieri în afaceri, creditare, managementul proiectelor și multe, multe alte sesiuni și tematici abordate în cadrul proiectului, conform obiectivelor pe care le-am avut prestabilite. Deși inițial în cadrul proiectului am avut prestabiliți sau am preconizat că vom ajunge, da, în echipa noastră vor ajunge aproximativ 50-70 de tineri, iată acum venim cu unele rezultate frumoase în echipa noastră, alături de noi, la sesiunile de training am avut peste 150 de beneficiari care s-au înregistrat la sesiuni, ne-au fost alături, au fost instruiți și ghidați de către trainerii din echipa noastră. Pe lângă activitățile de training în cadrul proiectului, noi am realizat vizite on-spot, conferința internațională Adaptabilitatea, competență soft în context post-pandemic, unde iarăși din nou ne putem mândri că am avut alături oaspeți atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, din România, Spania, Ucraina, care au participat la lucrările conferinței. Totodată, echipa proiectului muncește în continuare prin diseminarea rezultatelor, prin organizarea vizitelor on spot. Și atât astăzi, la sesiunea de astăzi, avem alături de noi, o avem alături pe doamna Olesia Volpe, manager al SRL Inteligent BV, care reprezintă ne-a fost alături de la începutul sesiunilor și este alături și astăzi. Doamna Alesia, vă salutăm cu mare drag, echipa Academ Nord vă salută cu mare drag și vă mulțumim pentru că ne sunteți alături, ne-ați fost alături, ați vizitat trainingurile noastre, ați participat activ la sesiuni, ați pus întrebări, v-au trezit interes și vă mulțumim că ați acceptat astăzi să organizăm această sesiune live și să vă descoperim în calitate de beneficiar al proiectului nostru. Noi am vrea acum să aflăm mai multe detalii despre doamna Olesia Vulpe, ca beneficiar al proiectului și, evident, să întrebăm cum ați putea dumneavoastră să descrieți experiența căpătată, dar și câteva dintre secvențele pe care le-ați urmărit. Să le comentați un pic. Bună ziua tuturor! În primul rând, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Este o onoare pentru mine să particip la sesiunea live în cadrul proiectului, da, cu echipa comună American House și American Academia Nord. Pe această cale vreau să felicit toată echipa, fiindcă am văzut că în
inclusiv aveți informația deja prestată și în cadrul rețelei de YouTube, toate videourile sunt accesibile pentru toți tinerii. Felicitări, un proiect foarte frumos, un proiect care merită de a fi cunoscut de mai mulți tineri. Eu sunt așa o persoană care mereu caut informații noi, informații utile. Ca fiecare de noi îmi doresc foarte mult să mă dezvolt. Da? Domeniul antreprenoriatului pentru mine este un domeniu așa aproape de suflet, fiindcă activitățile pe care le-am realizat până acum au fost mai mult în domeniu dat, pe mai multe aspecte, inclusiv și startup-urile. Din informația cu care ați venit voi, e o informație foarte utilă, că ea practic compilează mai multe componente, de la domeniul turismului până la domeniul antreprenoriatului social, cum ați spus dumneavoastră, inclusiv și partea de IT. Activități sau sesiuni necesare tuturor tinerilor care încă nu sunt antreprenori, sau au un gând sau o idee de a deveni antreprenor, sau deja sunt antreprenor. Practic, informația cu care voi ați venit în fața auditorului este foarte binevenită. Pe acest cal vă mulțumesc și vreau să vă spun că e un proiect benefic. Înțeleg că mai mult v-ați axat pe partea de nord, pe regiunea de nord, da? Pe tineri din regiunea de nord, dar vreau pe această cale să vă spun că ar fi bine să vă promovați, fiindcă toți tinerii au nevoie de informații, toți tinerii vor să se dezvolte. Și atunci asta este o oportunitate și o platformă benefică pentru toți. Mulțumim, doamna Olesea. Într-adevăr, din start, noi ne-am propus să acoperim zona de nord, pentru că credeam că trainingurile vor fi realizate în format fizic, față în față. Însă, odată cu apariția pandemiei, odată cu trecerea pe online și cu aceste oportunități IT care ne-au apărut, evident că noi le-am valorificat și trainingurile au fost prestate în format online, respectiv bănuiesc că și acesta a fost motivul unui număr mult mai mare de beneficiari care s-au înregistrat la training, au completat formularul de înregistrare și ne-au fost alături la sesiunile de training. La fel, cred că cum a fost și dumneavoastră, sunteți din Chișinău și respectiv ați reușit să fiți beneficiarul nostru, să fiți alături de noi și noi vă mulțumim enorm pentru aceasta. Acum am vrea să vă descoperim pe dumneavoastră, pe doamna Olesea Volpe, în calitate de expert în domeniul antreprenoriatului, pentru că aveți ce ne spune pe latura practică, activând în mai multe domenii, agenția turismului, ODIM și multe alte, da, aveți o expertiză inedită în spate, respectiv noi, echipa proiectului, ar vrea să sorbească din experiența dumneavoastră și vrem să vă descoperim ca un expert, expertul Olesea Volpe. Vă oferim cuvântul. Alina, mulțumesc frumos pentru așa prezentare. Eu cred că expert e prea mult spus. Expert este atunci când persoana practic are o activitate bună, hai să spunem așa, un 20 de ani de practică. Eu încă am mult probabil de a ajunge până a deveni expert. De aia și vă spun că orice posibilitate, inclusiv și proiectul dumneavoastră, a fost ca o sursă de informare sau ca o sursă de inspirație. Hai să vedem ce fac și alți parteneri, ce informații utile, da, pot să învăț sau să cunosc din anumite proiecte utile pentru toți noi tineri. Eu încă mă consider tânără. Eu am venit în fața tinerilor și iată, tu ai spus de paradigma, să-mi permit să zic la tu. Deci asta a fost poate un avantaj pentru toți noi, fiindcă urma aceste sesiuni să aibă loc în format fizic. Și atunci, în cadrul pandemiei, a trecut benefic, iată toată informația cu care voi ați venit în fața beneficiarilor, ea a rămas structurată pe o platformă. Oricând, oricine din noi are posibilitate să acceseze această platformă și să o utilizeze oricând. Când ești la volan, poți să asculți informația. Când ești acasă sau ai 15 minute liber, da? Eu
E o plată pentru tine. Ce pot spune despre Olesia Volpi? Da, sunt o persoană care mă repate și m-am forță. Pe această cale îi mulțumesc echipii, fiindcă e fără echipă nu poți face foarte multe lucruri. Dar eu aș vrea urmare la toate activitățile pe care le-am realizat în anumite instituții sau cu anumiți parteneri sau în cadrul anumitor proiecte. Aș vrea să vin cu informații utile la fel pentru tinerii sau beneficiarii la fel care sunt din cadrul proiectului dat. Da? Am să fiu foarte succintă, fiindcă asta o să iei un pic de timp dacă cumva începem să ajungem cu informații mult mai detaliate. Eu am structurat informația cu care aș vrea să vin în trei compartimente și m-am gândit eu că acestea sunt cele mai aproape sufletului meu și m-am gândit, măi, dar ar fi bine să vin în primul rând în fața tuturor tinerilor cu un calendar de promovare a Republicii Moldova. Eu nu știu dacă el se vede pe ecran, ar fi bine să-l vedem. Așa, calendarul cultural, turistic Pomul Vieții. Probabil că toți din dumneavoastră îl cunosc. Acest calendar deja are o activitate de peste probabil 5 ani. Da? Este un calendar foarte benefic pentru toți moldovenii, atât pentru cei tineri care sunt în Republica Moldova, cât și în afara Republicii Moldova. Este un calendar care, hai să spunem așa, promovează domeniul turismului a Republicii Moldova cu anumite evenimente frumoase, evenimentele sunt culese cele mai bune evenimente, cele mai cu nuanță așa de a putea invita și turiști internaționali. Eu am să încep deja cu componenta turistică, după cum vedeți. Deci un calendar care ne propune activități frumoase, ne propune evenimente frumoase, cu emoții la fel de frumoase, inclusiv cu harta în care unde noi putem găsi această informație. Spun eu că ar fi frumos pe domeniul turismului, în pandemie am observat foarte mult ce? Că s-a activat dezvoltarea turismului intern. Atunci când noi am avut posibilitate să să părăsim Republica Moldova, teritoriul Republicii Moldova, ne-am dat seama că ar fi frumos să descoperim ce este în Republica Moldova. Și atunci agenția de investiții, spun eu că am activat într-o perioadă cu colegii din agenția de investiții, a venit cu un proiect foarte frumos pentru tineri, pentru toți care sunt doritori de a descoperi Republica Moldova, un proiect frumos care se numește Ruta lui Ștefan cel Mare. Clar că în Republica Moldova avem foarte multe rute, foarte frumoase. Eu am luat doar un singur exemplu, că atunci dacă m-aș axa pe rutele naționale și regionale din Republica Moldova ar lua foarte mult timp. Mi-am propus eu această rută ca exemplu sau ca model, fiindcă ea are și la moment realizări foarte frumoase și acum o să vedeți care sunt ele. Deci această rută din start, ca fiecare de noi, eu aș egala-o ca un antreprenor. Din start ne-am propus, hai să elaborăm ruta Ștefan cel Mare. Am fost o echipă foarte mică, de câteva persoane. Ca să înțelegem că pe parcurs, atunci când îți dorești ceva, la fel ca și în cadrul unui antreprenoriat, echipa se mărește, dorințele sunt foarte mari, arzătoare, fiindcă echipa era foarte tânără. Și am înțeles că putem să dezvoltăm această rută nu doar în Republica Moldova, dar am făcut-o și internațională. Ceea ce eu spun întotdeauna și pentru antreprenori, întotdeauna e important să faci primul pas, să-ți găsești echipa cu care ai același gând, practic, aceeași ambiții și aceleași dorințe. Ruta a fost elaborată deja colaborând cu România, pe două regiuni, Republica Moldova și România. Vedeți în față doar câteva secvențe din rute din Republica Moldova care au tangență cu viața și domnia lui Ștefan cel Mare. Iată, avem obiective turistice și
avem și alte atracții. La fel, în fața dumneavoastră, pornind elaborarea acestei rute, partea română, colegii români au spus, hai să unim eforturile și să facem ceva încă mai frumos. Atunci, cum a spus dumneavoastră, iată, inclusiv și în proiectul pe care acum l-ați realizat, da? Unind partenerii, unindu-se forța, cunoștințele și tot așa mai departe, s-a elaborat ceva frumos. Și atunci am elaborat o rută frumoasă, care privede 10 trasee turistice, care pot intra, deci turiști pot intra din diferite, prin diferite vane, ca să poată să-și croieze sau să înțeleagă care sunt atracțiile atât a Republicii Moldova, cât și a celor din România. Foarte succint, iată, vedeți ruta care a fost creată, de la nord, practic, până la sud, avem obiective turistice, cu ceea ce ne mândrim, sunt obiective care deja pot primi turiști, obiective care sunt cu infrastructură dezvoltată, ceea ce ne bucură foarte mult. Am să încerc cumva să spun că domeniul turismului întotdeauna este un domeniu, hai să spunem așa, de ceea ce mă bucur și mă mândresc foarte mult. Care rută care vrem să dezvoltăm, în primul rând începem ce obiectiv turistic dorim să dezvoltăm, asta e foarte important. Care este autenticitatea locului unde se află acest obiectiv turistic și ce putem noi să mai arătăm suplimentar de obiectivul general pe care l-am țintit că vrem să-l dezvoltăm și să-l promovăm. Ce este suplimentar? Și alte obiective conexe. Ce ar fi asta? Asta înseamnă pensiuni, locarul unde poți lua alimentația, activități frumoase. Iată, noi am văzut că în calendarul pomului vieții sunt atâtea activități și atunci când îți propui să realizezi o rută sau îți propui să trasezi această rută, te mai uiți ce activități suplimentare sunt ca să poți să elabora o rută frumoasă, consistentă și necesară pentru toți. Uitați-vă că această rută cumva a fost, nu știu cum să spun, apreciată inclusiv și de colegii noștri din România și atunci ADR Nord din România, din Iași, au considerat că ar fi binevenit să dezvoltăm această rută implicându-l într-un proiect frumos. Proiectul se numește Bicalter, un proiect care vine cu un aspect deosebit și necesar odată ce a venit pandemia, anume partea de inovare. Hai să dezvoltăm, ne-am propus noi, această rută turistică și pe partea de inovare. Și atunci, iată, dacă o să fie posibil și o să aibă acces persoanele care ne privesc, sus este link-ul care duce la toată informația acestei rute, da? Și inclusiv ce cuprinde această rută. Când am dat palma așa sau am încercat să colaborăm cu ADR Nord-Est, ei ne-au propus să extindem această rută și cu alte obiective. Deci ce înseamnă, da? Când faci primul pas, asta e foarte important, când tu încă nu ești sigur dacă asta o să fie o plus valoare pentru tine sau pentru cei care te înconjoară. La fel și în cadrul antreprenoriatului, eu de multe ori dau exemplu. Important e să faci primul pas, să creeze echipa. Și apoi celelalte idei, gânduri, parteneri, ei vin pe parcurs. Iată, așa cum a venit și în cadrul rutei, da? Și atunci această rută s-a realizat foarte frumos. La moment, Uniunea Europeană a considerat această rută un obiectiv frumos și la moment ne-a dat posibilitate să dezvoltăm această rută, în care să dezvoltăm în primul rând persoanele care vor realiza și vor promova partea de inovare din această rută și inclusiv vom primi și finanțare pentru a veni în aprecierea celor care vor și consideră necesar să cunoască Republica Moldova și cu partea de inovare. Pe turism eu aș spune foarte mult. Eu am luat doar un singur model, un model care s-a început de la o idee sau de la un gând și s-a dezvoltat foarte frumos într-un timp record, în timp de probabil că de vreo 2 ani. O altă componentă cu care ar trebui să fie cunoscuți
viitori antreprenori sau startuperii sau cei care au o idee sau au un hobby frumos, da? Sunt programele de susținere a viitorilor sau deja prezenței antreprenori. Eu am să mă acces doar pe câteva programe, ele sunt foarte multe și atunci iarăși ne-ar lua foarte mult timp. Spun eu că asta ar fi o a doua componentă. Doamna Lina, eu dacă o să fie timp, cumva toate aceste componente o să le luăm separat în cadrul proiectului și o să le discutăm și o să venim și cu modele și cu propuneri. Cu mare drag, persoane, cu mare drag. În acest proiect. Eu foarte mult îmi doresc ca tinerii din Moldova să cunoască despre proiectele ODA, fosta ODIM, așa cum mai multă lume o cunoaște, da? Pe perioada de timp a fost numită ODIM, acum se numește Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului. Este o organizație care susține foarte mult tinerii, tinerii doritori de a se dezvolta și de a crea un startup, de a-și începe și de a porni și a gestiona, a dezvolta o întreprindere. Primul program, nici n-aș spune că program, hai spunem așa, că pentru a face pasul și a cunoaște despre toate programele în cadrul ODA, este centru de consultanță și asistență în afaceri. Este un centru în care poți primi toată informația necesară. Posibil că cei care o să fie interesați o să găsească informația dată și numărul de contact pe site-ul ODA. Deci, în cadrul centrului, tu, practic, ca viitor antreprenor sau deja ca antreprenor existent, poți găsi informații foarte utile pentru diferite etape din activitatea pe care o ai, inclusiv și domeniile pe care vrei să le gestionezi. Unul din ele, un program la care eu țin foarte mult, un program care, la fel, similar ca programul pe care dumneavoastră îl dirijați, este un program și o platformă care la fel vine cu inovare, cunoștință și informație a antreprenorilor, este programul gestiunea eficientă a afacerii. Este un program care la fel oferă viitorile antreprenori sau deja antreprenorilor care au activitate mai mult de 5 ani, da? Cu informația necesară de a-și dezvolta întreprinderea. Și atunci, dacă ne uităm pe componentele care sunt în acest modul, avem două componente. Este componenta pentru startup-uri, pentru antreprenori începători, dar așa este și componenta pentru agenții economici care au mai mult de 5 ani de activitate și atunci informația este, dacă noi ne uităm la denumirea modulurilor, ele practic similare, dar informația este prezentată total diferită, în dependență de necesitatea care este pentru beneficiarii sau viitoarele persoane care vor depune documentele pentru anumite programe. Spun eu că ar fi bine cei care astăzi ne privesc să se informeze cu platforma pe care dumneavoastră o gestionați, în care am fost și eu ca beneficiar, să cunoască informația care este acolo și totodată, dacă au nevoie de informații suplimentare, parte de informare și sesiuni, ar putea să apeleze la fel la programul gestiune eficientă a afaceri, în care este un calendar și foarte clar specificat când va avea loc și ce activități pentru a dezvolta antreprenorii, pentru a susținerea antreprenorii, pentru a informa și a consulta. Eu am nevoie de o minută, dacă îmi cer scuze, să pot să beau o gură de apă. Mulțumim, doamna Lesia. Într-adevăr, după câte observăm pe calendarul prezentat de dumneavoastră, observăm cursuri diferite, atât de digitale, observăm aici ecologizarea IMM-urilor. Deci, în linii mari, din câte se observă programul, vine și el la rândul său în susținerea tinerilor antreprenori care au inițiat o afacere și poate întâmpină careva dificultăți.
Poate nu, da, pe alocuri au nevoie de consultanță, pe domeniul fiscal, de exemplu, da, sau pe domeniul, nu știu, gestiunii financiare, poate, sau pe domeniul chiar legislativ, da, cum ar fi corect să modificăm, cum ar fi corect să înregistrăm unele modificări, de exemplu, un statut sau multe alte elemente care ar putea să apară pe parcurs și atât observăm noi că acest program vine și el, la fel cum este și proiectul nostru, da? Da. Vine să ajute tinerii Tinerii. antreprenori în, da, lansarea, în dezvoltarea, da? Sau creșterea Gestionarea unei afacerii. afaceri. Exact. Da, Da, da. Și asta poftim. e foarte. Deci, noi astăzi, la moment, cu ajutorul, hai să spunem așa, nici nu știu cum pot să zic, că impuși de situația COVID, avem create platforme foarte bune, da? Foarte bune pentru informarea tinerilor, inclusiv și în platforma dumneavoastră. Practic, acolo este și marketingul, piața, cum pot să o structurez. Practic, atâta informație utilă. Pe această cale invităm tinerii să cunoască și programul gestiune eficientă a afacerii, dar să facă cunoștință și cu sesiunile pe care le-ați realizat dumneavoastră. Eu am să mă axez doar pe câteva proiecte utile pentru tineri. De ce? De atât că eu înțeleg că noi mai mult e bazat proiectul dumneavoastră pentru viitorii antreprenori și startup-uri. Și atunci unul din cel mai interesant program și cel mai coloristic este Start pentru tineri în cadrul organizației de dezvoltare a antreprenorului. După cum vedeți, câteva obiective sunt deja plasate pe ecran. În ce constă acest proiect? Este menținerea tinerilor, în primul rând, în țară. Foarte mult se pune accent pe dezvoltarea afacerilor tinerilor din regiune. Iată, așa cum ați pus dumneavoastră, accent mai mult pe partea de nord, da? ODA își propune mai mult, inclusiv și nord și sud, dar cel mai mult pe regiunile din Republica Moldova. Prin acest program, antreprenorii pot să-și dezvolte competențele, atât pe partea de cunoștință, cât și pe parte practică. Și toți noi ne dorim ca să avem cât mai multe afaceri. Asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă tineri dezvoltați, asta înseamnă tineri curajoși. Un alt program îl avem femei în afaceri, la fel care îl propune ODA. Pentru toate doamnele care își doresc și domnișoarele, inclusiv domnișoarele sau beneficiarele platformei dumneavoastră, viitoarele beneficiare a platformei dumneavoastră, urmare sesiunilor pe care au avut, să aibă posibilitate deja să depuie documentele pentru a starta o întreprindere, da? Condusă de către o doamnă sau condusă de către o domnișoară. Iarăși, foarte succint, vreau să vă spun că pe an ce trece, și asta e foarte încurajator, doamnele, domnișoarele devin mai curajoase de a depune documentele și de a-și deschide o întreprindere, de la salon de frumusețe până la dezvoltarea agriculturii. Și asta bucură foarte mult. Dacă vom avea posibilitate pe parcurs, vom invita antreprenori din diferite proiecte ca să vorbească ele, da, în practică. Un alt proiect, spun eu, un proiect foarte binevenit, este ecologizarea. Înțelegem că ne-am dat seama în cadrul COVID-ului, toți au alertat pe partea de climă, mediu. Este o situație așa mai, nu acum, dar acum au fost picul, da? Când am înțeles, uite, totuși pământul nostru trebuie să fie, nu știu, susținut, să avem și să dezvoltăm antreprenori care, în primul rând, pun accentul pe mediu, pe climă și pe ecologizare. Iarăși, e un program foarte util, inclusiv pentru startup-uri. Și dacă vedeți, sunt două componente în cadrul acestui proiect, componenta la scară mică și la scară mare, dar deja asta rămâne așa, foarte generalist. Uitați-vă că ODA vine și cu o informație utilă pentru noi.
Și de ce spun eu că proiectul dumneavoastră a fost binevenit? Fiindcă dacă noi ne uităm după scara antreprenorilor care au depus și din ce regiune dosarul pentru a participa la anumite programe, ele sunt aici programele, toate programele împreună, vedem după culori care au fost cei mai insistenți tineri. Da? Și partea din Nord, practic, Dondușeni, Droche, este o lipsă de depunere a dosarilor toate proiectele sau programele pe care le are ODA. Și asta e un avantaj, poate, pentru proiectul dumneavoastră, ca să puteți colabora cu consiliile raionale, fondurile de tineri din Drochia, da? din Dondușeni, ca să-i puteți atrage, să-i puteți informa pe domeniul ăsta și totodată ei deja să fie pregătiți pentru a-și crea o întreprindere. Ultima componentă, și a să fiu și aici, am să mă strădui să fiu foarte succintă, sper că sunt succintă, este domeniul antreprenoriatului social. Un domeniu, spun eu, foarte nou, un domeniu care încă la moment suntem în faza, zic eu, de promovare, de cunoaștere și de informare a cetățenilor despre acest domeniu. Care ar fi scopul domeniului dat, antreprenoriatului social? Este ca să, în primul rând, să soluționeze problemele care sunt mai multe regiuni, da? Problemele sociale, și să crească cumva numărul persoanelor care sunt din grupuri defavorizate, să aibă posibilitate să fie angajate în câmpul muncii. Asta este un moment foarte important și spun eu că acest domeniu abia începe să dezvolte Republica Moldova, fiindcă el este prea necunoscut, prea tânăr, dar asta nu e rău. Eu am văzut că inclusiv și dumneavoastră pe platformă ați venit cu informația despre acest proiect, ați venit cu informația cum poți să-ți capiți statutul de întreprindere socială și asta a fost foarte frumos. Ați venit cu modelele deja de antreprenori care au preluat și au statut de întreprindere socială și m-am bucurat foarte mult. Asta înseamnă că pe mai multe platforme încercăm să dezvoltăm, să informăm și să aducem la cunoștință tuturor tinerilor despre domeniul dat. Vreau să spun că asta, de fapt, a fost primul moment în care am spus eu vreau să văd ce face echipa Academ Nord. Ia să cunoaștem ce fac ei pe domeniul antreprenoriatului social. Foarte succint, am spun eu, că sunt acum încadrată într-un proiect foarte frumos, un proiect în care suntem 5 parteneri, 4 din Republica Moldova, 1 din România. România este fundația Alături de Voi, un antreprenor și o fundație care practic doar cu asta se ocupă, doar domeniul economiei sociale sau antreprenoriatului social dezvoltă. Ce la moment face sau ce se întâmplă în cadrul acestui proiect? Au fost create 5 laboratoare de inovare socială pe domeniul dat. Care este scopul acestor laboratoare? Iată, avem în Moldova Chișinău, Cantemir, Cahul, avem în Ucraina Ismail și în România Iași. S-a creat o echipă foarte frumoasă în care și învățăm ce înseamnă domeniul antreprenoriatului social, dar totodată venim și în susținerea tinerilor care au nevoie de cunoștință necesare, pe parte de mentorat, consultare și tot așa mai departe, pe domeniul antreprenoriatului social, o avem. Ce oferim în cadrul laboratoarelor? Le vedeți practic activitățile pe ecran. Spun eu că nu este pus vizite de studiu, organizăm vizite de studiu în cadrul laboratoarelor la antreprenori din România care deja dezvoltă antreprenoriat social sau sunt startup-uri sau deja de vreo 10 ani de activitate au în domeniul ăsta și venim și invităm tinerii, cei care vor și să doriți să cunoască domeniul dat sau vor să participe în anumite informări, consultări, webinari pe care le organizăm, inclusiv și vizite de studiu, suntem dispuși să conlucrăm. Inclusiv, doamna Lina, poate încercăm cu platforma dumneavoastră, la fel, să avem posibilitate să ajungem și la tinerii din Nord despre domeniul antreprenoriatului social. Aici o să vedeți câteva activități care au fost planificate
Este nu doar parte de informare, este parte de promovare, advocacy, parte de scriere a diferitor tematici, că a fost creat și revista economiei sociale și atunci am invitat toți cei care vor să fie auziți și sunt antreprenori sociali să vii cu informația în această revistă. Încet, încet finisez și acest component a antreprenoriatului social. Ne-am propus să creăm harta interactivă a întreprinderilor sociale România, Moldova, Ucraina. Este o hartă în care vor avea posibilitate cei din Moldova să cunoască antreprenorii sociali din România și din Ucraina și să poată să colaboreze, să facă networking, să se vadă și să cunoască și să înțeleagă, să dezvolte unul pe altul, să se informeze unul pe altul și de ce nu să vii cu modele foarte frumoase pentru a fi copiate, spun eu, că de multe ori bicicleta deja este făcută, nu-i necesar noi cumva să o facem. Harta o vedeți iată în față, este site-ul, dacă suntem antreprenori din Republica Moldova, atunci ne registrăm în Căsuța Moldova, în care, iarăși din nou, e o platformă pentru antreprenori, în care pot face, hai să spunem așa, networking, cu alți antreprenori din domeniul social, din România și din Ucraina. Eu m-am străduit să fiu foarte succint. Eu știu că noi ne-am propus 40 de minute. Noi am, hai să spunem așa, un pic am deviat de la agenda. Eu aș spune foarte multe. Eu cumva când am creat prezentarea asta, mă gândeam cum să o exprim, să fie foarte succint, spun foarte multe lucruri, în care tinerii noștri au posibilitate să participe, să fie informați, să cunoască și totodată să le fie și interesant cumva din compartimentul turism, atunci e turism, dacă e din compartimentul programe care susțin antreprenorii și viitorii antreprenori, dacă este din compartimentul antreprenoriatului social. Am încercat în 7-8 minute să preiau informații din fiecare compartiment, dar înțelegem că asta e foarte puțin, pentru că, doamna Alina, dacă deschidem platforma dumneavoastră și ne uităm doar la un modul care prevede doar o tematică din domeniu, el durează o oră 45. Și atunci nu poți trei componente, trei teme foarte mari, domenii foarte mari, să le expui în 40 de minute. Dar am încercat. Exact, doamna Alina, vă mulțumim din suflet pentru depunerea experienței dumneavoastră și noi cu mare drag, echipa Get Adept Academ Nord, cu mare drag am privit și absorbit din experiența dumneavoastră și cu mare drag și reacționăm pozitiv la invitația dumneavoastră de a continua colaborarea dumneavoastră. Noi am auzit asta și am simțit asta în cuvintele dumneavoastră și da, am dorit să vă propunem semnarea unui acord de colaborare dintre Academ Nord, da, echipa proiectului nostru, dar și SRL-ul pe care îl gestionați dumneavoastră, pentru că astăzi împreună am văzut că avem de fapt obiective care au, o se intersectează, care au tangență, pentru că avem practic același segment, sunt tinerii pe care dorim să-i ajutăm, unde și echipa Get Adaptable a venit cu suport pentru tineri antreprenori, da, pentru tinerii specialiști care doresc, abia sunt în faza de prognozare, da, de lansare a unei afaceri și cred că împreună am putea să ne implicăm în activități eficiente, productive, care vor da sustenabilitate activităților proiectului nostru. Sau poate chiar am putea să solicităm, da, și să venim cu un plan concret și să solicităm o perioadă, da, de continuitate a proiectului Get Adaptable, pentru că avem, din experiența pe care am căpătat, avem multe activități pe care am putea să le continuăm, să le desfășurăm în continuare,
ca suport, ca sprijin pentru antreprenorii noștri, unde am observat că au, ei necesită acest sprijin, au nevoie de a interveni cu soluții eficiente, de ce nu, cu un management inovațional focusat pe necesitățile lor, unde noi astăzi asistăm la modele cu totul inovative de afaceri, unde observăm că metodele clasice nu mai funcționează. Modelele clasice sunt depășite deja și avem nevoie să venim cu soluții inovative, cu chiar și, de ce nu, să deschidem și poate un laborator de inovare socială, de ce nu și în Bălți, pentru că Bălțul nu am văzut acolo. Am văzut Chișinău, am văzut Caculul, da, Cantemirul, dar Bălți nu există, nu l-am regăsit pe lista respectivă. De ce nu să ne continuăm colaborarea noastră prin alte activități frumoase, poate chiar care vor veni în asigurarea sustenabilității proiectului nostru și vor da naștere, poate, și la alte proiecte frumoase la care, având o echipă competentă, după cum ați spus și dumneavoastră, prima componentă de succes în lansarea, da, unui proiect este echipa, da? Da. Cât de mult ne susținem, cât de mult ne ajutăm, ne completăm, ne intersectăm în gânduri, în obiective, am putea să creăm lucruri frumoase, utile pentru economia țării noastre, pentru că și dumneavoastră ați vorbit despre ecologizare, da, unde o datine cu în susținerea ecologizării, unde și echipa Get Adaptable a venit cu informații utile, cu date concrete despre sustenabilitate, unde sustenabilitate la fel reprezintă un demers eficient în susținerea ecologizării, în susținerea protejării mediului curat și așa mai departe. Deci noi la fel am sensibilizat tinerii despre necesitatea, am venit cu date concrete referitoare la universități, referitoare la poziția țării noastre, în diferite clasamente, unde scontăm noi că am trezit această sete de a, nu doar de a produce sau de a presta servicii, dar și de a presta bine, corect și în concordanță cu mediul, da? În concordanță, pentru că resursele, evident, trebuie să le consumăm rațional, e nevoie să gândim ecologic, dar și să acționăm ecologic, să gândim sustenabil și să activăm, să realizăm acțiuni sustenabile care vor ajuta societatea, întreprinderile, da, să manifeste un comportament corect, să fim responsabili față de noi, dar și față de mediul în care activăm. Noi vă mulțumim mult, doamna Olesia, și promitem, echipa Get Adaptable, promitem la început de octombrie să vină în Chișinău într-o semnarea acordului de cooperare și sperăm că activitățile proiectului Get Adaptable vor avea continuitate în alte, da, și se vor materializa prin alte activități concrete, lucruri concrete, care sperăm să ne reușească împreună să le materializăm. Vă mulțumim frumos, doamna Vulpe, cu mare drag v-am avut astăzi alături. Încă o dată aducem aminte, doamna Olesia Vulpe, administrator companiei Inteligent BB, care am avut-o astăzi alături de noi în studio. Îi mulțumim enorm pentru receptivitate, pentru că ne-a fost alături de la începutul sesiunilor și până în prezent și spontăm că o vom avea alături și în continuare alături de echipa proiectului nostru, dar și alături de echipa Centrului de Studii și Consultanță Academ Nord. Noi vă mulțumim din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Vă dorim succese în toate planurile, proiectele, activitățile proiectului și proiectelor pe care le desfășurați în prezent. Vă dorim baftă, o echipă puternică și succese în tot ceea ce vă propuneți. Doamna Lina, vă mulțumesc frumos. Eu când am început astăzi discuția, îi spuneam colegii dumneavoastră că sunt așa într-o perioadă și îmi cer scuze pe momentul ăsta, sunt un pic răcită și cunoaște că vorbesc și pe nas și așa, zic, nu știu cât de ok e în fața ecranului, dar a fost o plăcere și vă mulțumesc frumos de invitație și într-adevăr se poate de colaborat, dacă vă aduceți aminte și harta care am prezentat-o, da? Ceea ce este la ODA, totuși tinerii
au nevoie să fie informați, mai ales cei de la nord. Am văzut că sunt șaraimani care nu sunt deloc completate ca informare. Și asta spune că este necesar de a face încă un pas și de a bate la ușă mai aproape de ei, chiar în raioane. Eu vă doresc succes și dumneavoastră. Vă mulțumesc pe acest aspect. Sper că această platformă să fie vizitată de foarte mulți tineri, fiindcă se merită. Informația este foarte utilă. Informația este, hai să spunem așa, de la pentru cei care încă nu sunt antreprenori și deja pentru cei care sunt antreprenori, ați preluat un set de module foarte bine, bine, bine structurat. Pe calea asta vă doresc succese și de ce nu? Într-adevăr, ne dorim o colaborare frumoasă să avem. O zi bună tuturor! Vă mulțumim frumos, mulțumim echipei Get Adaptable care muncește în continuare la activitățile propuse în cadrul proiectului și doresc colegilor mei succese în desfășurarea activităților. Urmează încă o serie de activități frumoase, vizite on spot, colaborări, apariția volumului și indexarea volumului conferinței. Deci avem o serie de activități pe care ni le-am propus și lucrăm la ele în activitatea noastră de zi cu zi. Mulțumim și Ambasadei Statelor Unite ale Americii pentru suportul financiar, pentru că ne-a fost alături și a crezut în echipa noastră în atingerea obiectivelor pe care ne le-am propus. La fel, mulțumiri alese pentru America House, care ori de câte ori avem nevoie, fie că este dimineață orele 9, fie că este după masă orele 3, America House ne-a fost mereu alături, ne-a primit cu inima deschisă, sufletul deschis și ne-a permis să ajungem la inimile voastre și să vă fim alături cu informații utile și interesante. Vă mulțumim frumos, vă dorim o zi reconfortantă, odihnă plăcută, weekend frumos, productiv și poate împreună, da, să facem lucrurile să fie mai bune, mai eficiente, să ajungem la inimile tinerilor, să le soluționăm problemele și sunt sigură că prin eforturi comune și printr-o echipă puternică vom reuși să facem lucrurile mai bune, să pășim ferm într-o economie, într-o țară sustenabilă. Vă mulțumim frumos și vă dorim toate cele bune. La revedere!